Bună dimineața, vă propun să începem. În primul rând, la mulți ani și să ne dea Dumnezeu să rămânem uniți atât ca oameni cât și ca națiune. Bănuiesc că cunoașteți proiectele ordinii de zi. Am să dau totuși citire convocatorului. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind stabilirea Comisiei de Inventariere și de Preluare a Sistemului de Apă și Canalizare din Municipiul Onești, inițiator Gnatiuc Nicolae, primar. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești și a obiectivelor de investiții la Spitalul Municipal Onești Sfântul Ierarh Dr. Luca pe anul 2016, inițiator Gnatiuc Nicolae, primar. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu, supun la vot, cine este pentru? Împotriva abțineri? Atunci intrăm în desfășurarea ședinței. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind stabilirea Comisiei de Inventariere și de Preluare a Sistemului de Apă și Canalizare din Municipiul Onești, inițiator Gnatiuc Nicolae, primar. Dau cuvântul domnului secretar sau domnului primar. Mulțumesc. Stimați consilieri, autoritățile administrației publice locale au competența exclusivă în condițiile legii în tot ceea ce privește înființarea, organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități publice. Prin adresa numărul 79.675 din 24.11.2016, a reprezentanților salariaților de la SECE Apă Canal SA și adresa numărul 79.274 din 22.11.2016 administratorului unic al SECE Apă Canal SA și în discuțiile purtate cu reprezentanții acestei societăți a fost stabilită o întrevedere la sediul primăriei Onești referitoare la predarea sistemului de apă și canalizare din municipiul Onești. Din discuțiile purtate a rezultat intenția lor de a preda sistemul de apă și canalizare către autoritățile locale prin evitarea disfuncționalităților care ar putea avea ca rezultat imposibilitatea totală sau parțială a furnizării apei potabile către cetățeni. Drept pentru care se propune stabilirea unei comisii de inventariere și de preluare a sistemului de apă și canalizare din municipiul Onești. Comisia va avea ca atribuții inventarierea tuturor bunurilor ce alcătuiesc sistemul public de apă și canalizare din municipiul Onești și va semna protocolul de predare-primire încheiat cu reprezentantul legal al SECE Apă Canal SA. Față de cele prezentate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc! Serviciul public de apă și canalizare se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale. Prin adrese ale SECE Apă Canal și ale administratorului unic al SECE Apă Canal și din discuțiile purtate cu reprezentanții acestei societăți, a rezultat intenția acestora de a preda sistemul de apă și canalizare din municipiul Onești către autoritățile locale. În consecință, vă solicităm aprobarea proiectului de hotărâre privind stabilirea Comisiei de Inventariere și preluarea sistemului de apă și canalizare din municipiul Onești în forma supusă aprobării. Domnul secretar, vă rog. După cum ați văzut, proiectul de hotărâre este mai mult în alb, fără nominalizare atât a numărului membrilor cât și numele acestora. Urma ca astăzi, în ședința de astăzi, să discutați, să faceți propuneri. Din partea executivului, noi ne-am gândit că ar fi necesară, de fapt, o comisie mai mult tehnică, pentru că se va face deplasarea în teren, se vor face inventarierea în teren și ar trebui să fie acei specialiști care chiar cunosc situația de acolo. Noi am făcut o adresă către societatea domeniul public și privat și către SECE Apă Canal să fie o comisie mixtă de inventariere, urmând ca predarea să facă ulterior fie și de să primească această comisie. Propunerile noastre, dumneavoastră le veți analiza și dacă le veți considera utile, le trecem în proiectul de hotărâri. Din partea primăriei Onești, domnul Medianu Laurențiu și doamna Andrușca Liliana, din partea SCDPP, prin adresa pe care am primit-o, cu numărul 85515, domnul inginer Stroie Munteanu Eugen și doamna economist Conache Carmen Elena, iar prin adresa numărul 80.584, din partea SECE Apă Canal, domnul Antohion, domnul Bândar Cătălin, doamna Ostaci Luminița Elena,
doamna Rusanovski Camelia și doamna Sândulache Doina. Pe aceste considerente, comisia ar fi formată din 9 reprezentanți. Dacă dumneavoastră aveți alte propuneri, alte soluții... Ne gândeam dacă Consiliul Local dorește să nominalizeze reprezentanți în această comisie, ar fi oportun. Oricum o să ne întâlnim într-o formulă cu Comisia Juridică din cadrul Consiliului Local și juriștii din cadrul primăriei pentru a puncta sau cel puțin a trece împreună peste o foaie de parcurs pe care deja noi o gândim în sensul legalității demersului propriu-zis de predare-primire, la care vrem să ne asistați, bineînțeles, juridic. Mulțumesc! Dacă sunt discuții, vă rog, domnul avocat. Am văzut și adresa salariaților și adresa administratorului unic. Acum, dacă administratorul are prin mandatul său dreptul de a negocia predarea, e foarte bine, este în regulă. Vă completez, că intervin, am înțeles din discuțiile purtate cu domnul Fântână împreună cu reprezentanții angajaților și bineînțeles domnul secretar, comisia juriștii din cadrul primăriei, că domnul Fântână are mandat de la AGA în acest sens. E în regulă. Văd că aici în etapele necesare pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apă și canal și canalizare. Sunt două variante, vom merge pe alternativ pe câte una sau concomitent pe fiecare până când se obține avizul de la licența de la ANRSC. Adică văd SECE DPP ASA Onești în stânga și SECE Apă Municipală sau... Am făcut o simulare, să zic, pe două căi, deci ar exista două posibilități de preluare, una pe Apă Municipală, una pe DPP, vedeți acolo care sunt plusurile și mai ales minusurile pe ambele variante. Vis-a-fi și de faptul că e expirat mandatul, să spun, administratorului pe apă municipal și ceea ce privește, să spun, structura existentă în cadrul DPP. Din acest motiv am prezentat în această formă materialul, pentru că este clar că după această ședință noi trebuie să mergem pe una dintre cele două direcții. Am înțeles, deci nu vom merge pe ambele. Nu. Și nu. Vom hotărâ după această ședință care este cea sigur. Mai... Bun. În acest moment așa s-au purtat discuțiile. Așa s-au purtat discuțiile. Da. Și așa este și firesc. Așa noi considerăm că este. Așa firesc. Este firesc pentru că nu avem specialiști, la apă municipal nu avem ce specialiști să avem, pentru că nu are niciun angajat, iar la DPP este clar că nimeni nu este pregătit în acest moment... În acest sens. Vă rog, doamna Pașcu. În ceea ce privește mandatul domnului Fântână, cred că poate că s-o fi înțeles că are mandat, dar cred că ar trebui să-l avem și noi, ca să nu fie niciun fel de problemă, să nu ne trezim ulterior că apar discuții, ca să fie lucrurile în regulă. În ceea ce privește nominalizarea persoanelor din comisie, cred că este, din punctul meu de vedere, domnul Medianu, am văzut că din partea Unității Administrative Teritoriale o persoană care cunoaște absolut tot ceea ce se întâmplă pe la apă, canal și cred că e în măsură să facă parte din această comisie. Iar în ceea ce privește celelalte persoane, cred că de asemenea e bine să facă parte din această comisie. Iarăși, varianta DPP, am discutat-o, cred că este mult mai util să se desfășoare această activitate în cadrul DPP-ului, să se modifice organigrama DPP-ului, atât reprezentanții ANRSC, cât și reprezentanții altor instituții cu care s-a mai luat legătura, au mers pe această variantă. Cred că este util și pentru oraș și pentru, și cred că e și în folosul oneștenilor să mergem pe varianta DPP. Nu ne chinuim cu două societăți, avem o singură societate, unde este acționar majoritar Consiliul Local. Sunt îndeplinite prevederile Ordonanței 85/2016. Cred că varianta cu DPP rămâne viabilă și cred că cea mai oportună din punctul nostru de vedere. Vă mulțumim. Să mai scrie cineva la cuvânt? Totuși,
Le făcute și a vă da avizul. Și proiectul în sine? Și proiectul în sine. Nu. Atunci putem să mergem mai departe. Ok. Deci, proiectul de hotărâre va fi în forma cu persoane, deci din nou membri cu persoane pe care le-am citit eu mai devreme, nu mai dau curs. Vă rog, domnule. Da, este bine că se face cu personal tehnic care cunoaște, de fapt, situația în teren sau vor cunoaște chiar atunci când vor face aceste investigații, dar fac o întrebare. Se vor prelua rețelele, stația de apă Cucior și stația de epurare Jăvel. Da, astea corect, sunt, corect, da. Astea sunt elementele care se vor prelua prin inventariere, nu? Da. Încă o întrebare. Toate rețeaua are pentru a măsura contoare, pentru a măsura cantitatea de apă consumată, contoare. Aceștia vor fi preluați și ei? Da. Da. E foarte important. Deci întreg sistemul funcțional cum este el la acest moment va fi preluat. Și după aceea se vor face reglaj. Și sigur, da. Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot proiectul în forma modificată cu 9 membri în comisie pe care i-a prezentat domnul secretar. Cine este pentru? Abțineri împotrivă? Proiectul a trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Onești și a obiectivelor de investiții la Spitalul Municipal Onești Sfântul Ierarh Dr. Luca pe anul 2016, inițiator primar Natiuc Nicolae. Dau cuvântul domnului primar pentru expunerea de motive. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor consilieri, veniturile și cheltuielile bugetare sunt aprobate în condițiile legii pe o perioadă de un an, perioadă care corespunde exercițiului bugetar. Toate operațiunile de încasări și plăți efectuate în cursul anului bugetar aparțin exercițiului corespunzător de execuție anului bugetar, bugetului local. Conform ordinului Ministrului Sănătății numărul 1299 din 16.11.2016, în baza adresei numărul 6140, din 18.11.2016 a fost încheiat între Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău și Municipiul Onești contractul cu numărul 20.198 din 18.11.2016 pentru alocarea prin transfer a sumei de 44.000 de lei din bugetul Ministerului Sănătății. Fondurile se alocă prin transfer și sunt necesare pentru finanțarea aparaturii medicale necesare Centrului de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Municipal Sfântul Dr. Luca Onești. Ministerul Finanțelor Publice prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bacău alocă municipiului Onești suma de 4.017.000 lei pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar și finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav. Facem precizarea că rectificarea bugetară reprezintă opțiunea prin care se modifică în cursul exercițiului bugetar bugetele cu obligativitatea menținerei echilibrului bugetar. Ca urmare a alocării fondurilor de la Ministerul Sănătății, vor fi rectificate următoarele documente. Bugetul Spitalului Municipal Onești, bugetul local al Municipiului Onești, lista obiectivelor de investiții a Spitalului Municipal Onești. Raportul de specialitate, vă rog. Primite de la Ministerul Finanțelor vor suferi modificări la bugetul local la venituri la 11.0202 și proporțional la cheltuieli la capitolul 65 și 68. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile următoarelor acte normative, articolul 49, aliniatul 4.4 din legea 273/2006, legea privind finanțele publice locale, versiune actualizată, articolul 36, aliniatul 4, litera A din legea 215/2001 privind administrația publică locală, versiune actualizată, cu adresa numărul 6140 din 18.11.2016, Ministerul Sănătății prin Direcția Generală Buget și Contabilitate ne aduce la cunoștință faptul că au fost repartizate Spitalului Municipal Onești suma de 44.000 lei, fonduri necesare pentru finanțarea aparaturii medicale din cadrul Centrului de Primiri Urgențe Onești. Alocarea fondurilor se face conform Ordinului Ministerului Sănătății numărul 1299 din 16.11.2016, în baza căruia a fost semnat contractul numărul 20.198 din 18.11.2016 pentru alocarea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice locale a sumelor destinate cheltuielilor de natură investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora.
Cu această sumă se vor suplimenta veniturile bugetului local la capitolul 42.02.18, subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor în sănătate. De asemenea, cheltuielile de dezvoltare ale bugetului local se vor suplimenta cu suma de 44.000 lei la capitolul 66 Sănătate. În conformitate cu prevederile articolului 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului numărul 86 pe 2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, adresei Ministerului Finanțelor Publice numărul 41-9370 din 29-11-2016, în baza deciziei șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Bacău numărul 11 din 29-11-2016, se alocă municipiului Onești suma de 417.000 lei pentru finanțarea unităților din învățământul preuniversitar de stat și pentru finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap. Bugetul rectificat al Spitalului Municipal Onești este prezent în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre. Bugetul local rectificat este prezentat în anexa numărul 2. Lista obiectivelor de investiții a Spitalului Municipal Onești este prezentată în anexa numărul 3 la prezenta hotărâre. Față de cele menționate, rog să analizați și să decideți în consecință. Mulțumim. Comisia de specialitate? Comisia n-am avut materialele și timpul necesar pentru discuții. O precizare. Vă rog, domnule secretar. Așa cum a spus și colega mea, dumneavoastră aveți în față forma modificată, inclusiv cu sumele pentru finanțarea unităților de învățământ și finanțarea drepturilor asistenților personali pentru persoane cu handicap. Înscrieri la discuții. Vă rog, domnule consilier. Am doar o singură întrebare pentru departamentul economic. Puteți să-mi spuneți evoluția încasărilor pe impozitul pe salarii în acest an față de anul anterior, dacă aveți informații? Îmi pare rău, deci în momentul ăsta nu trebuie Nu, întreb în contextul în care, și doar o întrebare din partea câtorva cetățeni, dacă rămâne în picioare afirmația că luna decembrie se vor crea cele 300 sau urmează cu anul următor. Nu știu, din presă mă întreabă și pe mine cetățenii acestui oraș dacă se va concretiza ceea ce s-a afirmat acum o lună. Mulțumesc frumos. Cetatea, n-aș fi vrut să vorbim chiar astăzi despre acest subiect, dar îmi face plăcere să vorbesc, ca să nu interpretați greșit. Societatea Autoliv a început de mai bine de o săptămână, cred că de două săptămâni, procesul de recrutare a forței de muncă. 1100 de CV-uri depuse fizic și aproximativ, am înțeles, 300 de CV-uri depuse în format electronic, online. Dânsii au închiriat un spațiu undeva în oraș și telefonic, adică au procedura proprie de recrutare în care nu ne implicăm în niciun fel, tocmai pentru a nu mai crea tot felul de discuții. După acel anunț pe care l-am făcut, undeva acum o lună în urmă și am spus că Autoliv va deschide o fabrică în Onești, au început tot felul de discuții și tot felul de acuze. Precum că a fost un mesaj electoral în preajma alegerilor din 11 decembrie. Tocmai din acest motiv, personal și niciun coleg din cadrul Partidului Social Democrat nu a mai discutat pe subiect. Tocmai pentru a nu mai fi acuzați în continuare că profităm de acest prilej. Autoliv va deschide fabrică în Onești, 100%, după cum am mai spus-o. Când încheie dânsii perioada de recrutare și când vor face angajările, puteți să luați legătura cu dânsii personal. Avem o comunicare continuă, dar nu vreau să ceea ce spun eu să mai fie interpretat din punct de vedere politic. Și din acest motiv dați-mi voie să fiu foarte rezervat. Orice întrebare pe care o aveți în ceea ce privește Autoliv, cred că cel mai firesc este să întrebați de acum încolo pe dânși. Vă mulțumesc și eu. Dacă mai sunt alte discuții, dar strict pe subiectul proiectului, vă rog. Da, vreau să-i spun domnului primar că mă bucur în egală măsură de veste care ne-a dat-o cu Autolivul și m-aș mai bucura dacă n-ar interpreta tendențios întrebările, zică de bună credință, cum au fost cele din ședința precedentă. Da. Referitor la proiectul de hotărâre, aș vrea să întreb dacă sumele pentru finanțarea asistenților personali, cât ne ajută, cât acoperă din nevoile, pentru că știu că nevoile erau mult mai mari, dacă știți la ce nivel ajungem cu plățile. Dați-mi voie să vă răspund eu. În urma rectificării de buget, au venit banii integral, ceea ce înseamnă până la sfârșitul anului.
în ceea ce privește salarii, indemnizațiile însoțitorilor persoanelor cu handicap, inclusiv cei 300.000 de lei pe care prin rectificarea de buget i-am luat de la bugetul local și i-am îndrumat către plata indemnizației pentru o lună, inclusiv acei bani. Așadar, și dânsii vor avea sărbători cu bine, spunem noi, și ne bucurăm că s-a făcut rectificarea de buget. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumim mult și vă invităm la depunerea de la Cereșoaia.